Circulația mașinilor cu volanul pe partea dreaptă ar putea fi interzisă complet în România, potrivit unui proiect legislativ care va scoate în afara legii aceste vehicule. Astfel de autoturisme nu vor mai putea fi aduse din afara țării, iar cele deja înmatriculate în România nu vor mai avea voie să circule pe drumurile publice. România a interzis înmatricularea mașinilor cu volan pe partea dreaptă după ce Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, însă și cele deja înmatriculate ar putea fi interzise. Ar fi bine să nu se mai întâmple atâtea accidente, să se mai împuțineze din ele, să întâmple și alte minuni. Părerea mea e bună, eu nu pot să circul pe partea. Adică n-aș putea, bine e și vârsta, e și toate astea. Dar e bună. Credeți că mașinile cu volan pe dreapta sunt mai periculoase? Mai periculoase, da. Sunt mai periculoase. Motivul invocat de inițiatori este faptul că acestea reprezintă un risc din perspectiva siguranței rutiere. În condițiile în care mașinile cu volan pe dreapta sunt implicate într-un număr disproporționat de mare de accidente față de ponderea lor în numărul total al autovehiculelor aflate în circulație. Foarte bine să le scoată. Datorită faptului fiindcă la noi nu sunt volane pe dreapta. Astea sunt numai pe Marea Britanie. Nu știu dacă e chiar ok. Ar trebui să le mai lase puțin. Numărul mașinilor cu volan pe partea dreaptă a crescut considerabil în România în ultimii ani. Proprietarii acestora pot însă să le mute volanul pe partea stângă a autovehiculului. Vor fi exceptate de la aceste prevederi autoturismele de interes istoric și cele speciale utilizate în serviciile publice comunitare.